Bună seara, numele meu este Mihai Sebea și numele companiei Ascendia și a echipei Livresc și al echipei Livresc. Vă spun bine ați venit la întâlnirea noastră săptămânală, o întâlnire a creatorilor de conținut educațional, digital și interactiv, o întâlnire a dezvoltatorilor, a developerilor de e-learning. Vă mulțumim încă o dată pentru încredere și pentru faptul că folosiți Livresc pentru a crea materiale didactice. Tema de astăzi este legată de utilizarea a două forme de bariere în lecțiile Livresc, și anume bariera clasică și asistenții, care de asemenea au rolul de barieră în parcurgerea lecției. Astăzi o să discutăm, ca și în alte situații, ca și în alte exemple pe care le-am folosit, o să discutăm pe baza unui șablon folosit la una din întâlnirile anterioare, cum îmi creez propriul șablon, un material destul de des folosit în prezentările legate de Livresc. Așadar, pornim de la primul aspect, și anume modul în care se folosește bariera. O să trecem prin câteva exemple cu privire la utilizarea barierei. O să vedem și comportamentul barierei în modul de vizualizare a lecției și mai departe vom analiza câteva asemănări între asistenți și barieră, dar și câteva deosebiri, să vedem cu ce este mai bun un asistent decât o barieră clasică și poate chiar ce are diferit o barieră. Așa cum avem și una din întrebări în această seară, întrebările transmise de dumneavoastră cu ocazia completării formularului de înscriere, când este recomandat să folosim bariera, când este recomandat să folosim asistenții. Asta o să vedeți că o va simți fiecare în funcție de modul în care curge lecția, de obiectivele pe care le-am stabilit și poate chiar în funcție de destinatarii lecției, de cursanții care vor parcurge lecția respectivă. Ca să începem cu prima parte, cu chestiuni legate de utilizarea barierei. În primul rând, este foarte important să conștientizăm cele două ipostaze, să spunem, cele două situații specifice în care folosim bariera, având în vedere comportamentul diferit al barierei, și o să vedem de asemenea că e o similitudine și cu asistenții. Și anume, bariera poate fi folosită după două tipuri de resurse. Resurse interactive, și acolo e un comportament diferit, sau resurse simple care nu prezintă interactivitate și nu condiționează activarea barierei. În ceea ce privește bariera, este de asemenea important să reținem că ea se poate plasa doar între rânduri. Nu poate fi plasată în altă parte. Și aici, asistentul, o să vedem imediat într-un exemplu care urmează, asistentul prezintă o diferență importantă față de barieră, pentru că asistentul poate fi plasat oriunde. Deci, asistentul ca barieră sau ca element
componentă, resursă care ghidează cursantul în lecție, spre deosebire de barieră, poate fi plasat în diverse zone, poate fi plasat pe resursă, poate fi plasat pe celulă, poate fi plasat pe rând sau între rând. Dar pornind de la prima variantă, utilizarea barierei după o resursă neinteractivă, să spunem așa, de exemplu, aici sub elementele de titlu avem o resursă text, da, să zicem conținut text. Imediat să trec eu pe tastatura în română, conținut text. Aici avem o resursă neinteractivă, lasăm o barieră după resursa neinteractivă, scriem noi mesajul specific de continuare, continuă sau mergi mai departe. Da? În dreapta avem casetele de text unde avem întâi motivul și după aceea mesajul pentru a putea avansa în lecție. Ce dorim să scriem aici, mergem mai departe. Da? Iar această resursă pur și simplu asigură o împărțire a conținutului în așa fel încât cursantul să avanseze din ecran în ecran. Adică este indicat, de exemplu, să nu folosim informație foarte mult care se derulează continuu, ci să folosim un sistem în care de fiecare dată apare informația care se poate încadra în ecranul cursantului. În plus, bariera asigură interactivitatea și anume pur și simplu cursantul trebuie să acționeze, să dea un click pe un buton pentru a avansa. Modul de comportament al lecției în cazul acesta este următorul. Da, am ajuns la prima parte, la capitol sau subcapitol, conținut text și pentru a avansa trebuie pur și simplu să dea click pe butonul acesta, care este butonul barieră. În felul acesta îi putem menține atenția trează, îl putem ține conectat la lecție. Da? Și aici deja merge mai departe. Al doilea mod în care poate fi folosită bariera este poziționarea acesteia după o resursă interactivă. În cazul acesta, resursa interactivă este o galerie de imagini, dar resursa interactivă poate să fie la fel de bine o resursă video sau o resursă audio sau un chestionar sau un acordeon sau o resursă tab. Deci o resursă pentru care cursantul trebuie să acționeze, trebuie să facă ceva. Fie un simplu click sau câteva click-uri pentru a derula o galerie de imagini sau resursă audio, fie punându-și mintea la contribuție pentru a rezolva un chestionar. Ideea este că bariera, în momentul în care este plasată după o resursă interactivă, este activată și poate permite continuarea lecției, poate permite avansarea în lecție, numai dacă ultima resursă interactivă este parcurs. Da? De exemplu, dacă eu aici am o galerie de imagini, după aceea am o resursă audio și după aceea am un acordeon, imediat o să plasez aici și un acordeon. După, da, un acordeon în care lăsăm doar un element ca să fie mai simplu de parcurs. La motivul care e legat de blocaj, la instrucțiunea pentru cursant, care e foarte importantă,
Să știți că e posibil dacă nu folosim cu atenție barierele și resursele interactive, cursanții să treacă peste ele fără să le vadă sau fără să știe ce au de făcut și atunci se blochează în lecție. O să se întrebe în regulă, dar ce să fac aici? Dacă, de exemplu, aici nu scrie nimic, cursantul nu va ști ce are de făcut, cu atât mai mult cu cât avem mai multe resurse. Aici să zicem că vrem să deschidă textele. Apasă pe plus puncte puncte pentru a deschide textele. Modul în care funcționează această barieră, da? Prima este simplă, iar următoarea se deschide, după cum ați observat, doar dacă parcurg ultima resursă. Și aici sunt două aspecte care merită luate în calcul. Unul, că pot să mă folosesc de această stratagemă pentru a insista ca, virgulă, cursantul să parcurgă doar ultima resursă. Și al doilea lucru, cumva opus față de prima idee, este că dacă punem prea multe resurse interactive una după alta, și nu avem bariere între ele, nu putem avea garanția că virgulă, cursantul parcurge și resursele anterioare. Trebuie găsit un echilibru în utilizarea acestor bariere, în așa fel încât să nu cădem nici într-o extremă de a bloca prea des lecția. Repet, una din regulile de bază în realizarea de materiale e-learning este să avansăm cu informații care sunt într-un ecran, nu cu bucățele prea mici din ecran sau nu cu elemente sau cu texte prea lungi și singura acțiune a cursantului să fie aceea de a rotița mouse-ului sau de a folosi alte elemente, mouse-ul de la laptop și așa mai departe. Da. E important de ținut minte că resursa barieră sau asistentul, care de asemenea este o barieră, blochează parcursul lecției. Și aici, din punct de vedere tehnic, trebuie acordată atenția cuvenită pentru a evita situațiile în care, din diverse motive, din modul în care sunt organizate resursele sau din modul în care este gestionat, de exemplu, un chestionar, să se evite posibilitatea ca lecția să se blocheze și cursantul să nu poată parcurge lecția. O metodă foarte simplă și foarte importantă pentru a ne asigura că lecția nu se blochează este ca întotdeauna, înainte de a publica lecția, deci înainte de a o pune la dispoziția cursanților, să parcurgem, cred că e obligatoriu acest lucru, să parcurgem lecția la care am făcut modificări. Poate să fie o lecție foarte cunoscută, care nu mai are nevoie de verificare, de corectură și așa mai departe, dar orice modificare în lucru cu asistenții și barierele poate crea situații în care lecția se blochează. Un element aparte în acest sens, și o să trag aici o resursă video, un element aparte în acest sens îl reprezintă resursele video, care atunci când sunt folosite din surse externe, foarte des folosim linkuri ale unor materiale video postate pe YouTube. Acesta poate fi un element de blocaj. Da? Să zicem că mesajul aici este: urmărește materialul video. Cursantul știe ce are de făcut. Punem și mesajul de continuare. Continuă. Cursantul știe ce are de făcut, numai că sunt multe situații în care
filmul s-ar putea să nu ruleze. Și aceste situații, poate le-ați întâlnit și dumneavoastră, dacă folosim un link al unui material video pe care după aceea proprietarul îl șterge, atunci lecția se blochează acolo, nu avem ce să facem. Este o situație pe care am întâlnit-o și eu recent, practic așa am aflat de ea. Unul dintre cursanți mi-a comunicat că pe computerul de la servici are restricționări în ceea ce privește accesul la materiale din diverse surse. Și atunci, având o barieră după materialul video, nu a putut continua în lecție. Iar din acest punct de vedere, soluția este cea pe care am prezentat-o mai devreme. Adică pentru a evita blocarea lecției, atunci când totuși dorim să păstrăm acest material video într-un ecran de curs și vrem să mărim interactivitatea cursantului, soluția este să adăugăm după materialul video o altă resursă interactivă. Să zicem un chestionar foarte simplu sau un acordeon pur și simplu cu o întrebare ușor de parcurs, care poate să nu fie neapărat legată de materialul video. Da, și în acest caz, dacă intrăm în lecție, nu mai punem mesajul urmărește video sau adaptăm mesajul cum dorim. Cert este că fără a fi nevoie să fie finalizată și parcursă în totalitate resursa video, am deschis resursa interactivă poziționată după video și am intrat pe lecție, continui lecția. Da? Acum, asistenții cu siguranță sunt mai importanți decât barierele clasice și asistenții au câteva elemente în plus față de barierele clasice, dar în același timp ei pot acționa ca o barieră clasică. Foarte important este să simțiți fiecare modul de derulare a lecției și să stabiliți cum e mai bine să folosiți, barieră sau asistent. De exemplu, dacă într-o lecție folosesc asistenți care asigură și ghidajul vocal și pentru care, spre deosebire de barieră, pot să pun un text mai consistent în descriere, în acel balonaj al asistentului, poate că este bine să nu alternăm asistenții cu barierele pentru a asigura o anumită continuitate. Dar, de exemplu, aici, în loc de barieră, pot să trag un asistent din partea stângă, îl aduc în zona aceasta și îl las doar cu mesajul continuă. Și astfel avem o barieră. Putem să analizăm și modul de vizualizare tabletă, în care, după cum observați, asistentul se așează jos și nu rămâne în lateral. Astfel avem, de exemplu, o barieră care e chiar pe mijlocul lecției sau în modul telefon, de exemplu. Avem deja bariera în partea de jos. Da? O să scot bariera clasică și să o înlocuiesc de asemenea cu un asistent. Da, avem aici asistentul. Haideți să vedem cum se comportă asistentul simplu care înlocuiește bariera. Da, acum suntem în modul de vizualizare tabletă. Fac aici o paranteză și
Transmit mesajul că poate ar fi interesant, de exemplu, ca unele lecții să le gândim ca fiind foarte prietenoase pentru mobil. Să încercăm, poate pentru elevi, pentru cursanții noștri, putem să-i atragem și transmițându-le niște lecții care se văd foarte bine pe telefonul mobil. O lecție simplă, o lecție care are elementele organizate unul sub altul și care poate fi vizualizată în această formă. Deci, iată cum apare bariera, de fapt, reprezentată de asistent. Da? Apare în modul de vizualizare tabletă și telefon, pur și simplu apare continuu. Da? Revenim ca să vizualizăm mai bine. Una din diferențele, cum spuneam, dintre asistent și barieră, o reprezintă faptul că asistentul îl putem plasa oriunde. Și din acest punct de vedere, asistentul poate asigura chiar și interactivitatea pentru elemente care nu sunt interactive. Adică avem, să spunem, trei imagini sau două imagini sau patru imagini. Dacă le punem pur și simplu în lecție, sunt parcurse fără ca elevul, cursantul să dea click, de exemplu. Da? Dacă vreau să ofer acestor imagini interactivitate, pot să folosesc asistentul atât ca barieră cât și ca ghidaj. Da, după cum știți sau poate pentru cei care sunt la început, încă o dată asistentul îl tragem din partea stângă cu evidențierea mesaj. Da, când trecem peste iconițele respective, observați că apare descrierea elementului, denumirea resursei. Și o să folosesc aici două imagini pentru a observa modul în care putem crea interactivitate prin utilizarea asistenților. Încep cu un asistent sus care este de ghidaj și aici îi dau un anumit mesaj. Continuă pentru a descoperi, o să spun aici, diverse bunuri care au reprezentat forme ale monedei. Și atunci o să adaug în resursa respectivă schimb cu grâu. Aici mai jos o să schimb cu sare. Și așa mai departe. Putem să testăm și modul de vizualizare tabletă, putem să punem fotografiile și una lângă alta. Și după fiecare resursă pun o barieră, pun un asistent care este o barieră. Pot să pun mesaj. O să spun, da, ai descoperit, da, așa e, grâul a reprezentat o formă a monedei sau ce doresc să-i transmit. Iar acest mesaj, spre deosebire de o barieră clasică, este mai consistent și apare în acel balon al avatarului. Foarte bine, ai aflat despre. Iar aici, spre deosebire de barieră, pot să trec un text foarte, foarte lung. Nu e indicat să pun un text prea consistent, pentru că, pe urmă, s-ar putea să nu arate foarte bine. Aici, echilibrul este foarte important.
Da, și modul în care arată acest material este următorul. Aici am o barieră simplă. Aici merg mai departe cu imaginea respectivă și în felul acesta, din imagini care nu sunt interactive, punând asistent ca barieră, am creat o anumită interactivitate. Da? Dă click aici pentru a descoperi elemente sau bunuri care au reprezentat ce doresc să transmit. Continuă pentru a descoperi o altă imagine, continuă pentru a descoperi o altă imagine și așa mai departe. Iată cât de simplu am creat interactivitate folosind asistenți. Mai departe, o altă diferență între asistent și barieră este că în cazul barierei am practic un mesaj sau motivul sau instrucțiunea pentru cursant este în același loc cu mesajul de continuare și am control la barieră, am control să scriu ghidajul, de exemplu. Aici scriu ghidajul și mai jos pot să scriu continuă sau mergi mai departe sau felicitări continuă și așa mai departe. Asta este ceea ce pot să fac la barieră. În cazul asistentului, pentru a folosi un mesaj de îndrumare, trebuie să folosesc un asistent diferit. Deci, aceste două mesaje, motivul, ghidajul și continuarea din barieră, sunt înlocuite de doi asistenți care trebuie poziționați cu atenție. În condițiile în care pentru barieră mesajul de continuare poate fi diferit, pot să scriu ce mesaj doresc, după cum observați aici, da? Scriu ce mesaj doresc. În cazul asistentului, butonul continuă este predefinit. Deci el are implicit acest buton. Dar pot să scriu, în cazul asistentului, pot să scriu ce mesaj doresc în textul resursei respective. Scriu aici ce mesaj doresc. Și mesajul, după cum vedeți, apare jos. Dacă vreau să-l centrez, îl centrez prin controlul pe care l-am cu editorul text. În caseta aceasta de conținut, practic eu pot să scriu un text și aici pot să folosesc ceea ce cu siguranță cunoașteți poate foarte bine ca fiind elemente ale editorului text. Aici am folosit alinierea. Dacă vreau să folosesc evidențierea bold, dacă vreau să folosesc un mesaj cu culoare albastră, folosesc un mesaj cu culoare albastră. Dacă vreau să măresc dimensiunea fontului, pot să măresc dimensiunea fontului și chiar să introduc o imagine în această casetă de text a avatarului. Aceste setări nu sunt așa de generoase în cazul barierei. Și atunci, iată că și aici avem un avantaj al asistentului. Acum, revenind la acea opțiune pe care o am în cazul asistentului, în condițiile în care la barieră am și ghidajul, și motivul, și mesajul de continuare în aceeași zonă. În cazul
asistentului. Trebuie să folosesc în prima fază un asistent cu activare specială, urmat de un asistent standard. Da? De exemplu, în cazul acesta, pentru barieră, aici putem să spunem, derulează imaginile apăsând săgeata. Acesta este mesajul și aici scriu continuă. Da? Acesta este mesajul de continuare, iar mai departe modul de vizualizare, asistent ca barieră, derulează imaginile, le-am derulat și continui. Cum înlocuiesc această barieră cu asistență? Aici voi avea doi asistenți. Aduc un asistent de ghidaj. Acesta este asistentul la care voi pune textul, derulează imaginile apăsând săgeata laterală și eventual pot să pun și simbolul săgeții, da? Îl decupez de aici, de exemplu, așa rapid, îl salvez într-un folder, îi spun săgeata, imediat și îl pot introduce în corpul textului, cu click pe imagine, încarcă imagine la fotoutile, cel mai probabil am salvat-o, iată săgeata și aici pot să o editez, pot să o centrez, pot să o așez dedesubt. Da? Și am imediat să vedem cum arată acest asistent. Da? Nu se vede. De ce nu se vede? Pentru că aici spuneam că asistentul este un asistent special. Întotdeauna când vreau să folosesc un asistent de ghidaj, trebuie să îi forțez apariția după o resursă interactivă prin bifarea butonului activare specială. Dacă treceți cu mouse-ul peste iconița cu informații, o să vedeți explicația completă. Ideea este că așa cum și o barieră simplă se activează numai după parcurgerea resursei, și asistenții standard, adică fără activare specială, se activează și apar numai după parcurgerea resursei. Dar asistentul standard, spre deosebire de barieră, nu are mesajul de ghidaj. Deci bariera, chiar dacă nu e activată, are un mesaj de ghidaj în care îi spun cursantului ce trebuie să facă pentru a debloca acel lăcățel. În schimb, da, lăcățelul e blocat. În schimb, asistentul standard nu are această opțiune. Nu se vede. Asistentul nu se vede dacă resursa nu este parcursă. Și atunci, ca să asigur ghidajul pentru cursant, trebuie să bifez opțiunea activare specială. Ceea ce mai face această activare specială este că ascunde butonul continuă. Și această ascundere a butonului continuă poate fi de natură să blocheze lecția. Dacă nu folosesc cu atenție modalitatea aceasta de activare specială a asistentului,
risc să blochez lecția. Ce înseamnă că nu o folosesc cu atenție? Trebuie să mă asigur că atunci când am pus un asistent, când am plasat un asistent după o resursă interactivă, mai plasez lângă el și un asistent care este practic un asistent standard, nu cu activare specială și care are mesajul felicitări sau nu are niciun mesaj. Pur și simplu asigură continuarea ca barieră care poate permite avansarea în lecție. Deci, practic, acești doi asistenți au cumva atribuțiile unei singure bariere din punct de vedere al avansării lecției, dar pot da o valoare adăugată mai mare lecției prin faptul că pot folosi un text mai consistent și mai ales prin faptul că pot genera voce pentru asistent și atunci cursantul e mai aproape de o lecție cu adevărat interactivă. Modul în care se comportă această combinație de asistenți după o resursă interactivă arată astfel. Aici o să avansăm la interactivitate. Da? Și după cum vedeți, în momentul în care am ajuns la asistentul cu activare specială, îmi apare mesajul, care poate la fel de bine să fie și un mesaj audio. Derulează imaginile apăsând săgeata. Apăs săgeata, derulez imaginile și s-a deblocat următoarea barieră, adică asistentul 2, care îmi permite să continui în lecție. Da? Aici am o resursă audio la bariera pe care am mutat-o mai jos. Evident că ea se va activa după ce ultima resursă interactivă este parcurs. Deci, asigurați-vă, dacă folosiți un asistent cu activare specială ca ghidaj, asigurați-vă că după această resursă, nu neapărat aici, poate fi și mai jos, poate fi și aici, de exemplu, sau poate fi poziționat și mai jos, dar neapărat după primul asistent, asigurați-vă că permiteți continuarea lecției punând la dispoziție un asistent care are buton continuă. Încă o dată, asistentul cu activare specială se activează fără ca resursa după care este plasat să fie parcursă, însă nu are buton continuă, el nu permite continuarea lecției. Și din acest punct de vedere, este foarte important să nu folosiți un asistent cu activare specială după o resursă care nu are finalizare, adică o resursă de tip text, de exemplu, sau o resursă de tip imagine. Dacă eu pun aici un asistent cu activare specială, observați că atât timp cât nu am bifat căsuța activare specială, îmi apare butonul continuă. În momentul în care bifez căsuța, butonul continuă dispare. Și dacă fac asta, voi bloca lecția, pentru că iată cum se parcurge. Da? Aici nu am bifat căsuța și a funcționat. Da? Acum am bifat activarea specială și am ajuns la asistent. Asistentul poate are un mesaj vocal, dar mai departe nu pot să continui lecția. Am rămas blocat. Deci nu folosesc asistentul cu activare specială atunci când nu am resurse interactive. Acestea sunt cele mai importante diferențe și asemănări între asistent și barieră, iar încă o dată e bine să acordați atenție
posibilelor intercalări dintre asistent și barieră, pentru că nu, elevul se mută cu cursorul dintr-o parte în alta, cu click, nu știe, s-ar putea la un moment dat să fie chiar confuz dacă am trei asistenți, pe urmă două bariere, mai am iar trei asistenți, iar bariere pe mijloc. Poate n-ar fi rău ca lecțiile la care vreau să adaug valoare prin utilizarea asistenților chiar cu voce, să folosesc chiar și în locul unei bariere clasice, pur și simplu un asistent, vedeți, cu doar cu butonul continuu. Da? Acesta este un asistent care e doar barieră. Nu are voce, nu are alt text, nu are alt mesaj. Pur și simplu este plasat acolo ca să asigure interactivitatea în lecție. Cam acestea ar fi elementele principale pe care le-am avut în lista prezentării de astăzi. Evident că legat de asistenți în sine, modul de lucru cu asistenți, schimbarea, înlocuirea asistenților, adăugarea unei alte poze, aici mai sunt multe aspecte de discutat, dar repet, ca și în alte cazuri, de fiecare dată când doriți să analizați un aspect care a fost prezentat în alte seminare, evident, vă reamintesc că puteți găsi seminarele înregistrate pe canalul nostru YouTube și aici o să anticipez cumva și o întrebare pe care am primit-o în formularele de înscriere. Mă uit așa pe listă să văd dacă o găsesc aici, mai ales că voiam să văd cine a trimis-o. Dacă întrebarea este dacă e posibil să reluăm tema întâlnirii din 1 martie, de exemplu. Nu este nevoie să o reluăm, că e prea aproape, abia în urmă cu două săptămâni a fost prezentată, dar o regăsiți în materialele înregistrate și postate pe YouTube. E posibil ca pentru unele întâlniri materialul să nu apară așa instantaneu, foarte, foarte rapid, pentru că aceste materiale necesită un anumit proces, o prelucrare și atunci, dacă nu apar chiar imediat, cu puțină răbdare, le veți regăsi acolo. Și evident că puteți analiza în detaliu, puteți urmări detaliat cum putem înlocui asistenții, cum putem modifica asistenții pe care îi folosim. Pentru că avem cam 4-5 întrebări despre modul în care pot schimba un asistent. O să exemplific și eu aici, așa, pe scurt, repet, cu precizarea că de fiecare dată pentru detalii găsiți seminare pe temele respective înregistrate. Schimbarea asistentului se face din modul de vizualizare a meniului proiect, adică intru pe atelier, dacă sunt în secțiune, aici sunt în resursă, aici sunt în secțiune și în partea stângă sunt în zona de proiect și observați că apare butonul asistenți. Iar aici la asistenți, dacă dau click pe asistentul instalat, am exemplul acesta cu domnișoara profesor. Dacă vreau să folosesc alt asistent sau să adaug al doilea asistent în lecție, în bara de sus avem butonul plus pe fond negru.
Adaugă și adaug un asistent. Asistentul numărul 2, dacă intru pe el, este asistentul implicit. Dacă vreau să schimb ipostaza, am aici două ipostaze, ipostaza statică și ipostaza care prezintă modul de adresare, vorbire sau idle și speaking. Schimb ipostaza și pot adăuga o poză pe care vreau să o folosesc. Da, ce poză doresc să folosesc, o să mai caut și aici la resurse utile, căutam eu o anumită poză, pot să folosesc chiar și o imagine personală, chiar pe Facebook, pe pagina noastră livrez că aveți o postare de la colegi în care sunt descriși câțiva pași simpli pe baza cărora puteți să folosiți propria fotografie ca asistent. Dacă eu aici, să zicem că doresc să folosesc o poza cu domnitorul Cuza ca asistent, nu pot să o folosesc în varianta aceasta, ci trebuie să o micșorez întâi. E foarte important să alegem o poză de dimensiuni mici. Aici o să aleg eu Cuza Avatar. Avatar și atunci iată diferența. Da? Nu o să pot să merg cu o poză așa mare, trebuie să o micșorez. O să schimb și a doua ipostază tot cu Cuza Avatar și aici puteți să vă închipuiți că e poza fiecăruia. Important este să asigurăm, de exemplu, transparența pe fundal, să transformăm poza standard într-o poză în care creăm transparență pe fundal și atunci se vede conturul. Și dacă doresc să înlocuiesc toți asistenții din lecție, tot ce trebuie să fac este ca în zona aceasta de editare a asistenților să trag asistentul 1 ca fiind implicit. Și atunci merg în lecție și am asistentul Cuza. Da? Iată cum se comportă în vizualizare desktop sau în vizualizare tabletă sau mobil. Da? De asemenea, dacă merg în vizualizare desktop, iată cum apar imaginile. Da? Deci îl modificați de aici. Dacă, de exemplu, și aici o să mă opresc cu explicația, dacă doriți să alternați asistenții, să zicem că aici vreau să schimb din asistentul implicit care în partea dreaptă observați că apare cu auto, schimb ipostaza. Da? Încă o dată, de fiecare dată când intru pe o resursă, în partea dreaptă am proprietățile. Dacă vreau proprietăți de la imagine, am proprietăți imagine. Dacă vreau proprietăți celulă, am proprietăți celulă. Dacă dau click pe asistent, în partea dreaptă observ proprietăți mesaj, proprietăți asistent. Iar la ipostază, iar la asistent, scuze, la asistent aleg asistent 1. Și în felul acesta alternez asistenții. Cum apare în lecție, aici apare primul asistent, după care în dreapta apare un asistent diferit, asistenți care pot crea chiar un dialog între ei. Da? Deci asta, așa ca să răspund, repet, la mai multe întrebări pe care le-am primit în formularul de înscriere. Da, o să intru
așa rapid, în câteva minute, prin întrebările din formularul de înscriere. Mulțumim încă o dată pentru întrebări și sper că putem lămuri toate aspectele semnalate de dumneavoastră. În primul rând, mulțumesc din nou pentru mesaje. Avem și astăzi, cred că în jur de 15 mesaje de diverse tipuri în loc de întrebări, mesaje de genul îmi place să folosesc livresc sau mă interesează tot ce prezentați sau unul din mesajele preferate astăzi să depășim toate barierele de la doamna Corina Scarlat. Alte întrebări sau alte probleme sunt legate de exemplu, de modalitatea de creare a unei lecții interactive. Cum creez lecții interactive? Cam aici ne încadrăm cu cea mai mare parte a elementelor pe care le prezentăm în seminare. Deja am adunat foarte multe, ne apropiem de cifra de 100 și nu e o întrebare la care să răspundem în câteva minute. Am văzut și astăzi foarte multe exemple prin care, dintr-o resursă simplă, cum ar fi text sau imagine, putem crea interactivitate, pur și simplu utilizând un asistent. Dacă asistenții pot fi înlocuiți cu alții, deja ați observat acest lucru. De asemenea, răspundem și la întrebările cum folosim asistenții. Mai avem o întrebare despre adeverințe pentru seminarele de marți. Nu se eliberează adeverințe pentru participarea la seminarele de marți. Vă reamintim posibilitatea de a obține certificatul de creator de software educațional prin publicarea a 3 lecții în biblioteca publică. O altă întrebare, cum pot secționa un subcapitol lung cu ajutorul asistenților? Aici ați văzut că dacă avem elemente ale subcapitolului, blocuri, rânduri, celule sau resurse, putem poziționa asistentul acolo unde credem că putem crea un ecran de curs. Adică zona de material pe care studentul, elevul, cursantul îl vede fără a da scroll. Deci pur și simplu este fixată acolo pe ecran. Alte întrebări sunt, unele sunt mai generale, cum putem utiliza mai eficient livresc. Eficient este, în primul rând, din punctul de vedere al eficienței pentru cursant. Cât mai simplu, cât mai clar, cât mai puțin încărcat materialul cu elemente de design care să nu depășească o barieră la care ar putea deveni supărătoare. Dar aici, iarăși, răspunsul poate fi mai consistent. Cum se integrează un joc interactiv în proiectul livresc și cum atașez un puzzle în livresc? Aici este nevoie să adăugați, practic, acestea fiind niște resurse externe, trebuie să identificați codul iframe pentru aceste resurse sau linkul pentru embed sau în română linkul pentru încorporează.
Deci trebuie să căutăm, practic, pe platformele externe, pe platformele pe care putem crea un puzzle. De exemplu, Learning Apps, am văzut foarte mulți creatori de software educațional în livresc că folosesc Learning Apps. Și puteți integra aplicația respectivă, puteți integra codul iFrame pur și simplu prin click pe sursă, pe resursa text, se deschide, așa cum vedeți, editorul de text și avem butonul sursă. Intrăm în sursa elementelor care apar în această zonă și aici pur și simplu lipim codul iFrame pe care l-am copiat de pe site-ul care generează acel puzzle sau care generează, cum întreabă doamna Ana Bontei, jocul interactiv din resursa externă. Acesta este și unul din avantajele Livrez și una din diferențele față de alte platforme cu care mai lucrăm, faptul că în Livrez putem crea o lecție completă și putem aduce diferite resurse externe, cum ar fi un filmuleț de pe YouTube, un puzzle de pe Learning Apps sau o aplicație pentru fizică, chimie sau matematică realizată profesionist, dar ca resursă deschisă. Dosarul pentru omologare, o întrebare de la doamna Lazar. Pentru omologare, intrați pe site. Aveți doar de adăugat linkul lecției. Nu este un dosar propriu-zis, pur și simplu intrați pe zona respectivă și adăugați linkul lecției. Aici, fiind vorba de un proces destul de consistent, se percepe și o taxă. Iar în acest sens, puteți adăuga oricâte link-uri doriți pentru lecție, cu rugămintea să luați în calcul și acest aspect legat de taxa de omologare. Dacă transmiteți link-urile pentru 3 lecții, atunci trebuie adăugate în coș cele 3 lecții pentru a finaliza procesul. Și mai departe se ocupă colegii noștri. O să intru în chat. Da, mulțumesc încă o dată domnul Toma pentru precizări și pentru exemplu. O să preiau și eu exemplul, să vedem ce a spus dumneavoastră aici. Da, am luat exemplul de la domnul Toma pentru... E lipsă link-ul, acolo trebuie completat cu link-ul către site-ul respectiv. Ia să vedem dacă funcționează. Da, aici... Nu are link-ul către site. Acolo poți să pui cam orice link se poate vizualiza. Da, e exemplul de link în chat și e un format standard, iar aici la zona puncte-puncte link, aici puteți adăuga, să zicem, link-ul către o lecție livresc, adică puteți face și asta în platformă. Practic să vă creați propriul cod iFrame. Acesta e un exemplu foarte bun.
prin care avem un, un cod standard iframe pe care îl putem personaliza cu orice link prim către materialul respectiv. Dar trebuie verificat pe platformele pe care creăm materialele să fie un link funcțional. Cred că am epuizat întrebările, doar două întrebări. Cum accesez biblioteca virtuală, biblioteca publică? Observați că în modul de vizualizare atelier, în dreapta am câteva butoane, printre care unul din ele este bibliotecă. Și atunci dau click pe bibliotecă. Aici este raftul meu, raftul cu lecțiile personale sau lecțiile pe care le-am vizualizat. Dacă dau click pe bibliotecă, intru pe biblioteca publică și aici pot observa materiale publicate de colegi, unele omologate, unele nu neapărat omologate. Și ultima întrebare din formulare, cum se păstrează materialul? Cum este salvat? Materialul este salvat în cloud. Este un material la care aveți acces de pe orice calculator, pentru că de oriunde accesați contul Livresc, puteți accesa tot ce aveți salvat acolo pe serverele care sunt foarte bine protejate. Acestea au fost cele mai importante întrebări din formularele dumneavoastră. Și dacă sunt întrebări și în direct, dacă aveți întrebări care n-au fost printre cele prezentate anterior sau este ceva special ce doriți să lămurim, vă stau la dispoziție și în direct. Cum suntem cu întrebările, cu lămuririle? Se pare că nu avem întrebări în direct sau folosim, da, doamna Dragu. Așa, mă uitam și la întrebarea dumneavoastră din formular, cum se atribuie punctaj într-un chestionar de evaluare. O să introduc aici un chestionar dedesubt, da, șterg resursa anterioară ca să o vedem mai bine. Introducem chestionar. În cazul chestionarelor scop de evaluare, platforma memorează și afișează răspunsurile. Ceea ce este important de reținut în cazul chestionarelor, pentru că vorbim de punctaj, acesta este relevant încă o dată în cazul în care avem scop de evaluare, da? Scopul chestionarului este evaluare. Nu este nevoie să introducem un punctaj pentru că platforma practic validează numărul de întrebări la care s-a răspuns.
Modul de validare este următorul. Fiecare întrebare are un punct, are un procentaj. Dacă, de exemplu, avem 5 întrebări, atunci fiecare întrebare este validată cu 20%. Dacă avem 10 întrebări, atunci fiecare întrebare este validată cu 10%. Și după parcurgerea pachetului respectiv de întrebări, cursantul poate observa punctajul în varianta evaluare. Dar aici o să fac un scurt exemplu pentru chestionare cu un singur răspuns corect. De exemplu, corect, greșit. Mai introduc un chestionar la fel cu un singur răspuns corect. Asta ca să simplificăm. Răspunde și aici am răspuns corect, răspuns greșit. Mai introduc încă un chestionar, să zicem 3 și aici ok cu greșit. Și rulez acest chestionar. Corect, verifică, răspuns corect, continuă, răspuns corect, verifică, răspuns corect, continuă, ok, verifică. Și aici apare punctajul, 100%. Nu se poate pune punctaj diferit pe întrebări. Da? Iar această evaluare în folosirea simplă a unei lecții în livresc sub formă de link funcționează sub forma aceasta, adică a chestionarelor integrate într-o singură resursă, adică mai multe întrebări într-un singur chestionar. Denumită frecvent, de exemplu, galerie de chestionare. Deci fie pun chestionarele separat, fie pun galerie. Nu este indicat să punem foarte multe chestionare într-o galerie, pentru că s-ar putea încărca prea mult. Ceea ce mai puteți face, doamna Dragu, și de asemenea ceilalți colegi, este să stabiliți un barem minim, de exemplu, un procentaj de trecere. Aici să zicem că procentajul de trecere este 50. Da, 50%. Și atunci dacă derulez acest chestionar, răspuns greșit, continuă, răspuns corect, continuă, răspuns greșit și sunt sub barem, sub nivelul de trecere. Pentru acest barem pot să folosesc anumite elemente, un mesaj de trecere sau un mesaj de atenționare, de atenționare. Nu ai depășit baremul, mai încearcă o dată, sau felicitări în cazul în care depășesc baremul, pot să folosesc mesajul foarte bine sau excelent, ai depășit baremul. Da, mesajul este pentru depășirea baremului. Eu fac precizarea asta ca să nu existe confuzie. Da, mulțumesc și eu încă o dată pentru întrebări și pentru interesul dumneavoastră și vă doresc o seară plăcută și să ne revedem cu bine și de asemenea să sperăm că lucrurile se liniștesc și tensiunile acestea, conflictul din apropierea noastră va lua sfârșit cât mai curând, ca să ne putem ocupa de educație. O seară excelentă tuturor și numai bine vă doresc. La revedere, seară bună!